Odată cu finalul sărbătorilor de iarnă, dispare ușor-ușor și magia acestei perioade. Târgul de Crăciun din centrul Râmnicului a fost principala atracție a ultimelor luni din an, iar vâlcenii, la fel ca și în alți ani, au putut găsi la căsuțele din târg o mulțime de produse, de la dulciuri și băuturi calde până la jucării, bijuterii sau produse handmade. Față de anii trecuți, numărul celor care au trecut pragul târgului nu a fost unul mare, dar vânzările au fost bune. A fost un sezon bun. Se putea și mai bun. Ideea este că în țară s-au făcut târguri de Crăciun mult mai multe, mai vestite și oamenii s-au cam împărțit, așa să zic. La noi aici în Vâlcea cel mai bine a mers în timpul pandemiei, când au fost printre singurele orășele din țară deschise. Că noi în prețuri nu prea am reușit să băgăm, pentru că orașul nu are atâta forță, să zic, economică. Deși știți foarte bine că produsul, adică materia primă, s-a scumpit, aproape s-a dublat. Zahăr, făină, motorină, benzină, știți și noastră, electricitate, gaz și tot ce înseamnă. Dar, având în vedere puterea economică a orașului, repet, nu se putea merge pe prețurile care sunt în alte târguri mai vestite. Deocamdată a mers foarte bine, nu pot să vă spun altceva, că a mers, am avut tot ce trebuie la copii, la... Toate astea au fost colindele frumos, bradul, toate astea. Anul ăsta a mers foarte bine, nu pot să vă spun. Iar prețurile față de anii trecuți ați dublat? Nu. Noi le-am lăsat prețurile cum trebuie, normal. Prețul nu putem să le facem mai mari, ca să avem și noi vânzare foarte bună. Să spunem că așa. Sperăm la un an mai bun, 2023, să ne aducă ce este mai bine. Am fost în 2019... și au fost vânzările un pic mai mari. Prețurile au fost la fel. De la noi nu s-a schimbat cu nimic. Prețurile produselor nu au fost cu mult mai mari față de anii trecuți, iar comercianții spun că au ținut cont de nivelul economic al județului și de puterea de cumpărare a oamenilor. Cu toate acestea, se putea ca vânzările să meargă și mai bine. În continuare, vâlcenii mai pot gusta din magia târgului de Crăciun până vineri 6 ianuarie.